2 Samuel 23 cu 8. O să citim până la versetul 12. 2 Samuel 23 cu 8 la 12. Iată numele vitejilor care erau în slujba lui David. Ioșebașebet, tachemonitul, unul din fruntașii căpeteniilor, el și-a învârtit sulița peste 800 de oameni pe care i-a omorât dintr-o dată. După el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi, era unul din cei 3 războinici care au ținut piept împreună cu David împotriva filistenilor strânși pentru luptă, când bărbații lui Israel se dădeau înapoi pe înălțimi. El s-a sculat și a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna și a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar numai ca să ia prada. După el Shama, fiul lui Aghe din Harar. Filisteenii se strânseseră la Lehi, acolo era o bucată de pământ semănată cu linte și poporul fugea dinaintea filisteenilor. Shama s-a așezat în mijlocul logorului, l-a apărat și a bătut pe filisteeni. Și Domnul a dat o mare izbăvire. Și chiar dacă e târziu, asta propoziția ultima de la și Domnul, o repetăm de 3 ori. Cu ocazia asta sunt sigur că învățați propoziția asta pe de rost. Fiți foarte atenți, 3, 2 și 1. Și Domnul a dat o mare izbăvire. Și Domnul a dat o mare. Și acum foarte tare, cu glas tare puternic, 3, 2 și. Și Domnul a dat o mare izbăvire. Nu mai puteți dormi, puteți lua loc. V-ați calificat? Dacă aveți cumva programate niște appointment-uri foarte importante, regalați-vă ceasul că nu terminăm la 8 în seara asta. Am primit și acord de la fratele, dar în primul rând să fie acordul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Ne uităm în Cartea Sfântă Biblia și găsim 3 războinici foarte proeminenți. Bărbați care la prima vedere ar fi avut toate motivele să pună armele jos și să spună noi nu mai luptăm. Renunțăm. Nu mai are niciun rost să luptăm. Pentru că din perspectivă militară, din perspectivă statistică, din perspectivă logică, noi vom fi învinși. Așa că putea să zică Ioșebașebet, tachemonitul, gata, renunț la luptă. Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahahi, putea să zică gata, renunț la luptă. Shama nu mai vorbim. Și totuși, cei 3 războinici n-au renunțat la luptă. Mesajul pe care mi l-a dat Duhul Sfânt să-l transmit în seara asta e chiar acesta. Nu renunța la luptă niciodată. Niciodată. Când ție, domnișoară, ca fecioară de 15 ani, 16 ani, strigă în timpane toate bagaboantele din zonă și spun, noi am avut deja 4-5 bărbați cu care am trăit, când ai tendință să spui, sunt singura fecioară din școala mea. Duhul Sfânt îți spune, nu renunța la lupta pentru puritate. Rămâi fecioară până la căsătorie. Amin. Când lumea asta îți spune, fă ce vrei, înjură, fumează, trage marihuana, pănas pe urechi, injectează-ți, ia cocaină, gheață. Băiete, când pliculețele de droguri se împart prin holurile pe unde umbli tu și când toți îți spun, nu mai are niciun sens, toți se droghează. Duhul Sfânt îți strigă, poruncitor în seara asta, nu renunța la lupta pentru curăție mentală. Nu atinge drogurile. Amin. Când o grămadă de oameni își permit falsul în acte și câștigă mai mult decât tine, Duhul Sfânt îți strigă, bărbate care ai business, nu mai folosi inginerii economice
să câștigi mai mulți bani. Nu renunța la lupta pentru integritate. Amin. Indiferent, în primul rând, de numărul dușmanilor. Radu Gir, în închisorile comuniste, a zgâriat pe perete și Maxim a scris pe nisip: nu dor nici luptele pierdute, nici rănile din piept nu dor, cum dor acele brațe slute care să lupte, nu mai vor. Nu ești învins atunci când sângeri, nici ochii când în lacrimi țis. Adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis. Cei mai învinși oameni sunt oamenii care nu mai visează pentru casa lor, pentru viitorul lor, pentru perspectiva lor. Dumneata, mamă, care ți-ai spus: de 20 de ani mă rog pentru băiatul meu. Și prieteni de-ai lui au murit de supradoză. Nu mai am nici o perspectivă. Voi renunța să mă mai rog. Duhul Sfânt îți spune în seara asta: nu renunța la luptă. Indiferent de numărul dușmanilor. Uitați-vă, Ioseba Șebet era predispus să fie un frustrat și jumătate, un etichetat și jumătate, un atacat de societate. De ce? Spațiul ebraic ar fi trebuit să-i spună: tu n-ai niciun drept. Tu ești tachemonit. Nu ești pur sânge evreu. Așa că niciodată nu o să ai șansa să intri în armata regelui David. Când putea să se plângă pentru că taică-s-o nu era evreu, veritabil. Când putea să zică: am o zestre familială, dezastru. Sunt un distrus din cauza părinților mei. N-a ajuns doar un ostaș în armata lui David. Că cel mai important lucru atunci când lupți este să te asiguri în armata cui ești. Dacă ești de partea regelui Iisus Hristos, vei birui în numele Lui. Vei birui în numele Lui. Indiferent de numărul dușmanilor. Bărbatul ăsta putea să zică: sunt distrus, sunt falimentar, n-am viitor, am un tată care e tachemonit, am o mamă care nu-i pur sânge evreică, așa că nu o să ajung niciodată în armata regelui. Ascultați ce se întâmplă cu el. N-a ajuns doar un soldat. Biblia zice, există trei nivele la care poți să lupți în armata lui David. Primul nivel este nivelul ostașilor de rând. Oameni care de obicei, ca urie, e împins pe prima linie și moare. Primii care mor. Al doilea nivel sunt căpeteniile. Oameni care organizează ostații pe grupe de 50 și așa mai departe. Și deasupra lor sunt fruntașii căpetenilor. Citesc. Unul din fruntașii căpetenilor. Dar nu s-a născut în sandale de rege, nu s-a născut nici măcar într-un pat regesc, n-a avut toate argumentele să ajungă fruntașul căpetenilor. Prima dată a fost un copil etichetat la școală, toți când îi strigau catalogul zicea: știu noi cine ești, tu ești tachemonit, ești un venetic pe aici, hai. Dar n-a renunțat la luptă. Și Biblia zice: și-a învârtit sulița peste 800 de oameni. De unde a știut că sunt 800? Păi a numărat. Imaginează-ți că ești într-o luptă în care ești singur, toți au plecat, tot din spațiul ebraic au dat bir cu fugiții, au dispărut. A rămas singur. Și au venit filistenii să lupte împotriva ta. Și tu trebuie să-i numeri. Și numeri 1, 2, 3, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 799 și mai era unul. Întrebare: cine ar fi trebuit să câștige dintre cele două armate? Armata formată dintr-unul, Ioseba Șebet, sau armata formată din 800 de soldați? Din perspectivă logică, se striga parcă în tribune și toți ziceau: pierzi, Ioseba Șebet mori. Ăștia acum sunt 800,
din orice unghi trag cu arcul, cu săgeata, te nimerește unul dintre ei. Am să spun ceva în această seară. Indiferent de numărul dușmanilor, nu renunța la luptă. Rămâi în armata marelui rege. Rămâi lângă Dumnezeu. Când strigă în tribune, când oamenii, când demonii, când cohortele demonice se concentrează într-o manieră uluitoare și îți aduc argumente și îți spun, nu se merită, vei fi învins. Nu renunța la luptă, indiferent de numărul dușmanilor. O să ne uităm la un împărat extrem de proeminent, numele lui este Asa, 2 Cronici 14, îi prezintă maniera în care a făcut reformă, zice Biblia, 14:3, a îndepărtat altarele dumnezeilor străini, înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești și a tăiat astarteele, a poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeul părinților săi și să împlinească nu o parte din lege, ci legea, toată legea, amin? Nu respectăm doar ce ne place, frate, e frumos, ne laudă Biblia, respectăm. Când Biblia ne spune, ia intră în post, ia scoate acasă din casa ta alcoolul, ia renunță la imoralitate, ia nu mai viziona pornografie, ia renunță la masturbare. Bă, frate, stai un pic, cum? Ce te legi de noi? Eu n-am nicio problemă cu dumneata, eu îți prezint Biblia. La final, nu cu mine o să stai la judecată, după cartea asta o să fiu judecat și eu și orice pământean. Tu răspunzi la fel ca mine în fața acestei cărți. Legea și poruncile, egal că suntem în America, cartea asta rămâne în picioare în România, în Nepal, în Spania, în America, în Asia, în Africa. Cartea aceasta n-are voie să fie negociată. Amin. Indiferent ce zice LGBT, indiferent ce zice puterea politică despre avort, se spunea, cartea asta rămâne în picioare. Cine crede ca mine să zic amin cu o mână ridicată. Aliluia lui Dumnezeu, cartea asta rămâne în picioare. Nu mă interesează. Dacă o să vii pe motiv de irelevanță și o să spui, frate, hai, nu-i chiar așa, ci chiar trebuie să respectăm tot ce scrie în cartea asta. Eu spun, tu faci ce vrei, dar cine nu respectă cartea asta, să-și ia adio de la rai. Egal că e penticostal, baptist, creștin după Evanghelie, care sute de ani de religiozitate, nu ne interesează. Cartea asta este da și amin. Amin. Cerul și pământul vor trece, cartea asta rămâne în picioare. Dacă va trebui să ajungem în prigoană și pentru cartea asta să fim împușcați, să respectăm Biblia, chiar cu riscul să ne pierdem viața, amin? Dar aminte o parte din oameni care nu ne suportă pentru că respectăm Biblia. A zis tot Iuda, toată legea, toate poruncile, respectați-le urgent. A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul. A îndepărtat din toate cetățile lui Iuda înălțimile și stâlpii închinați. Cui? Cui? Ziceți mai tare un pic. Soarelui mânfior. Dar oameni buni, Dumnezeu v-a smuls de nicăieri, v-a luat de la cărămiz fără paie ultima dată, v-a luat din cuptorul cu acela unde era foc, distrugere, transpirație, faliment, v-a luat de nicăieri, popor evreu, de la egipteni, v-a purtat 600.000 de bărbați, dacă le numărăm și soțiile și măcar 2 prunci, 2 milioane de guri, 2 milioane de stomace. Timp de 38 de ani, vă imaginați ce asta? Nu există niciun magazin deschis, nici o brutărie, nici un magazin de încălțăminte. M-am tot gândit cum s-a întâmplat, domnule. Păi imaginați-vă că atunci când au ieșit din Egipt, într-o familie era un copil de o lună. Avea vârsta de o lună. Când a ajuns la 38 de ani, vă întreb, purta același tip de patof? De unde au avut pantofi? Dumnezeu s-a uitat la ei odată și a zis, vi s-au rupt, frate, hainele și nu v-am dat de o haine. Înainte să crească piciorușul copilajului, creștea sandală. Ce Dumnezeu! Câtă purtare de grijă! Și Dumnezeu e trist!
Și Dumnezeu se uită la ei și zice, oameni buni, cum se citea în textul din Deuteronom, v-am dat pom fructifer pe care nu i-ați sădit, n-ați pus nimic în pământ. Da? V-am dat ogoare, v-am dat teritorii, v-am luat de nicăieri și v-am dat de toate, am infuzat în voi har. Și Sfântul Dumnezeu în Isaia 5 zice, ce aș mai fi putut să-i fac viei mele, e via mea, nu e a străinilor. Ce aș mai fi putut să fac viei mele și nu, i-am făcut. Și care e durerea lui Dumnezeu? De ce a rodit struguri sălbatici când trebuia să dea struguri buni? E vinovat pământul? Nu. E vinovat stăpânul? Nu. A zis Dumnezeu, n-am luat de la second hand. N-am mers să vă iau lucrurile de mâna a doua. Am investit în voi ce am avut mai bun. De ce n-ați adus rodul pe care l-am așteptat? Dumnezeu se simte înșelat în așteptările lui când ne dă Biblie. Ne dă închinare, ne dă predici, ne dă cântări, ne dă haine, ne dă îmbrăcăminte. Este cineva aici care nu a avut ce să mănânce de aseară până azi? Să ridice o mână sus. Se întreba retorică, bineînțeles. Ne-a dat Dumnezeu de toate. Și ce ar trebui să spunem noi? Mulțumim, Iisuse Hristos. Mulțumim, Iisuse Hristos. Și iartă-ne că uneori te punem în concurență cu Dumnezeu, cu lucruri, cu stări. Se închinau soarelui. Ce a zis asta? Afară, afară, Dumnezeu și străin. Scoateți afară de urgență. Afară tot ce e în concurență cu Dumnezeu. O reformă extraordinară, își numără poporul 580.000 de soldați. Și zice, gata, pe șezlong, la soare, liniștiți, relax. Nu mai avem nimic de luptat. Armele jos. Nici măcar nu mai mergeți la oaste, soldați. Să fie așa? Dacă asta are 580.000 de soldați, dușmanul nu stă liniștit. Că oricât de multe biruințe ai avea spiritual, Satan are metode prin care să vină să te atace. Și poate chiar seara după zi de post, într-o vară dogoritoare, de la muncă te întorci. Și seara când ai zis, Doamne, eu am postit azi, dintr-o dată diavolul îți aruncă un motiv, ghilimele motiv, inventează să te cerți. Vrea să-ți fure jertfă. Nu renunța la luptă. Indiferent de numărul dușmanilor. Biblia zice, Zerah, etiopianul, vine cu 1.000.000 de soldați. 1.000.000, dragii mei. Să-i numeri greu. Durează. Ce faci asta? Păi dau telefoane de urgență. Rapid toți consilierii mei. Cei mai specialiști în armată, statistică, pe unde să mergem, strategie, cum reacționăm, cum luptăm, ce arme avem în dotare. Nimic, ziceați. Mă duc să vorbesc cu Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, în cele mai dificile lupte, în momentele în care nu mai ai niciun răspuns din perspectiva umană, când nu știe să răspundă nici NATO, nici ONU, nici America, nici România, nici Spania, nici Europa, nimeni din lumea asta, întoarce-te la Biblie. Amin. Întoarce-te la rugăciune. Du-te și vorbește cu Dumnezeu. Zice cuvântul Domnului, asta versetul 11, 2 Cronici 14, a chemat pe Domnul Dumnezeului, ce important este să ia un Dumnezeu personal în moment dificil din viață. Și a zis, Doamne, numai Tu poți veni în ajutorul celui slab ca în ajutorul celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru. Căci pe Tine ne sprijinim și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru. Ascultați următoarea propoziție. Să nu iasă biruitor omul împotriva? Da. Păi nu mai înțelegem nimic, măi, asta. Ce se întâmplă? Nu luptați voi, evrei, care ești în fruntea lor, asta, împăratul, cu etiopieni în fruntea cărora este Zerah, etiopianul? Nu sunt două lupte de genul ăsta, 580.000 de evrei din Iuda și Beniamin și 1.000.000 dintre etiopieni. Voi luptați, nu? Nu, 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 nu. Asta zice, noi evrei toți ne-am pus în spatele lui Dumnezeu. Când trage un arc un etiopian și vrea să lovească noi evrei, dă-n Dumnezeu.
Și dacă vor birui etiopienii, se va scrie pe prima pagină a tuturor ziarurilor supertitrate la Neozori că a fost învins Iahve, Dumnezeul Israel. Pentru că asta zice, noi evrei ne-am lipit așa de tare de Domnul încât noi nu ne mai vedem. Se vede Dumnezeu numai. Ajută-ne, Doamne! Întrebare. Când luptă 580.000 de oameni cu milion, nu e așa că ar trebui să câștige milionul de oameni? Dar când luptă un milion de oameni cu Dumnezeu, cine câștigă? Dumnezeu câștigă. Oricât de grea e lupta, așează-te în spatele Domnului. Pune-L pe Dumnezeu în fața ta. Spune-i Domnului, Doamne, asta e problema mea, asta e situația mea. Simt că mă apasă ceva la nivel de creier. Văd oameni care privesc în jurul meu și vor să spună tot felul de lucruri interesante, dacă nu rele, despre mine. Vorbe peste vorbe. Vreau să renunț la vorbele oamenilor. Ajută-mă, Doamne, să mă ascund în numele Tău. Să fac din Tine scutul meu și cetățuia mea, să mă bazez pe numele Tău. Și ce a făcut Domnul? Domnul a pus o pândă și au fost biruiți etiopienii, milionul a pierdut. Hristos Dumnezeu a câștigat, aleluia! Slăvit să fie Domnul! Nu renunța la luptă, indiferent de numărul dușmanilor, 1.000.000 de oameni să vină împotriva ta! Zice David la un moment dat în Psalmul 27, o știre, dacă s-ar organiza împotriva mea toți, să aibă un singur om pe cap de acuzare. Prindeți-l! Nu mă voi teme. Ce pot să-mi facă niște oameni când Domnul e cu mine? Când Domnul e speranța mea, securitatea mea, siguranța mea, cetățuia mea, scutul meu, lăudat să fie Domnul. Nu renunța la luptă. Doi, indiferent de numărul, dezertorilor. Eleazar, fiul lui Dodo, zice, Biblia s-a uitat în jur și a văzut niște oameni care dau înapoi. La biserică stau, nu vorbesc despre cazul de organizare, da? La biserică nu-i mai interesează, stau pe telefon și butonează prin clădire, mai că m-aș ruga să li se ia semnalul, ce să zic. N-au nimic organizatorii, nimic. Nu trebuie să se implice nimic, nicio cântare pe telefon, nu-s absurd, da? Sunt lumea asta, sunt profesor și predau și informatică, deci nu vă imaginați că sunt un pic așa, pe altă lume. Cam știu un pic ce înseamnă computer science. Dar nu despre asta vorbim acum. El stă frumos, relaxat, nu mă interesează. Asta, frate. Nu renunța la luptă. Și atunci când vezi în jur mulți dezertori. Zice Biblia, bărbații lui Israel. Nu băieții lui Israel. Nu neexperimentații, nu cei ce n-au intrat în multe lupte de-a lungul timpului. Biblia zice, bărbații lui Israel se dădeau înapoi pe înălțimi. Spuneau, frate, gata, renunț la închinare, nu mai vin la cor, să meargă ei la cor. Nu mai vreau orchestră, lasă-mă în pace, m-au jignit cu tare. Și mă retragat. Salut. Semnez demisia și am dispărut. M-a atacat cu tare cu vorbe, mi-au creat videoclipuri, mie îmi face săptămânal, deci s-a obișnuit. Aproape că nu mi-a place fără, nu știu cum să vă explic. Nu renunța la luptă când în jurul tău sunt mulți dezertori, mulți care pun armele jos. Sfântul Pavel zice, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost lângă mine. M-am uitat în sală, eram în momentul în care se dădea sentința finală. Judecătorul i-a pregătit cu ciocanul de lemn să-l lipească de masă. Decapitat sau nu? Sfântul Pavel, bărbatul care a scris 14 epistole, cea mai mare parte din Noul Testament. Bărbatul care a călătorit cel mai mult în lume, nu cum în tehnologie modernă, să ajungi într-o oră la distanțe mari. M-am uitat în sală, zice Sfântul Pavel. Mă așteptam să-l văd pe Marcu. Mă așteptam să-l văd pe Luca. Mă așteptam să-l văd pe Aristrah. La Dima nu mă mai așteptam. Știți de ce? Că trebuie să scrie și să zică 2 Timotei 4:10 căci Dima, din dragoste pentru lumea, de acum. Bărbați care zbotezați la penticostali pentru amantă, renunță la Hristos. Își distrug familia,
divorțează, își bat pruncii din perspectivă morală, efectiv victime fac din ei. Dezertori? Tu ce faci, Ahitofel? Păi nu mi-au ascultat sfatul oamenii care erau în armata lui Absalom, care a intrat în răscoală chiar cu taică-sul David. Și dacă nu mi-au ascultat sfatul, culmea, zice Biblia, s-a dus în cetatea lui și a pus casa în rânduială. Ce rânduială o fi asta, nu mai înțeleg, domnule. Și-a pus casa în rânduială și s-a spânzurat. Dezertori. Oameni pe care nu mai vezi din toată la biserică. Când stai să vorbești cu ei, te miri, îți vine să te iei de cap, de păr. Nu mai știi ce să înțelegi. Îmi zice, uite, atunci nu mi-ai răspuns la mesaj. Extraordinar, domnule. Dar nu te-ai rugat să se spună Hristos. Zice câte unul, nu m-ați băgat în seamă la biserică și nu m-ați salutat, pastore, nu m-ai salutat zâmbind, pentru asta eu nu mai vin la biserică. Altul zice, dacă nu îndeplinește Domnul ce am cerut, în două zile eu mă las de bucăință. Eu spun, drăguțule, tu ești lăsat de mult, nu știu cum să-i explic. Nu prea mai ai de ce să te lași. Dezertori. Un singur exercițiu vreau să faceți acasă când ajungeți. Uitați-vă în albumul de poze, dacă mai aveți poza de la botez, și verificați câți dintre cei cu care v-ați botezați îl mai urmează pe Hristos. De înfiori, dezertori. Eleazar a zis, eu nu renunț. Văd oameni care dau înapoi, văd bărbați proeminenți, puternici, care altădată luptau, care altădată cântau, care altădată erau implicați în închinare. Eu nu renunț. Ei dau înapoi, eu mă duc înainte. Și-a prins mâna de sabie, zice Biblia, s-a sculat, a lovit pe filisteni. Nimeni nu-ți promite că dacă vei continua să lupți, nu vei obosi. Luptează. I-a obosit mâna și a rămas lipită de sabie. Foarte mult apreciez pastorii, oamenii lui Dumnezeu care rămân lângă această carte, cu mâna lipită de sabie. Uneori suntem părăsiți, alteori ironizați. Să ne ținem cu mâna de sabie, să rămânem lângă Dumnezeu, să nu reacționăm niciodată ca împăratul Saul, care din presiunea mulțimii, când a văzut că poporul se îndepărtează de lângă el, din populism a zis, vreau să aduc jertfă, și s-a implicat în lucrarea care nu-i aparținea, să aibă milă Domnul de noi, să nu cedăm niciodată, să rămânem în picioare, chiar dacă va rămânea cu răni, și chiar dacă atunci când trebuie să oprim lupta, nu ne mai rămâne piele pe carne. Pielea noastră se mută pe sabie, adică atât de tare ne identificăm cu Biblia, încât nu mai putem gândi altfel decât biblic. Mă întreabă unii, de ce numai biblic în răspuns? Pentru că numai biblic pot gândi. Eu nu pot lupta cu altceva decât cu sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne, toată viața să facem asta. Nu renunța la luptă, indiferent de numărul dezertorilor, trei cu care mă apropiu de încheiere. Nu renunța la luptă, indiferent de numărul dramelor. Shama. Shama e imaginea unui om care avea o dramă. În urmă cu ceva ani avea un ogor mai mare, dar filistenii în luptele lor au mărșăluit atât de mult încât s-au apropiat și au ocupat toate spațiile ebraice și a mai rămas un ogor semănat cu linte. Specialiștii spun că ogorul ăsta ar costa $100. Ascultați ce zice Biblia. Acolo era o bucată de pământ, versetul 11, semănată cu linte. Și poporul fugea. Dacă în cazul lui Eleazar, bărbații lui Israel erau nesiguri, rămânem sau plecăm, adică dădeau cu spatele. În cazul lui Shama, nu doar că mergeau și dezertau, fugeau. Când fuge un om, mai ales cine e soldat în luptă, când fuge, știți când? Când își dă seama că dacă nu fuge, moare. Bărbați căsătoriți recent, care aveau doar 3 ani de la căsătorie, îmi imaginez, și cărora soțiile le-a născut, la cel puțin unul dintre ei un prunc. Și ce-o zis? O să fug, să nu rămână băiatul meu orfan, dramă. Să nu rămână soția mea văduvă, dramă.
Când toți și-au dat seama că vor fi învinși, au început să fugă. Fiecare cu drama lui. Eram la sala de clasă cu ceva vreme în urmă și o elevă sau un elev, nu mai rețin, că nici nu mai contează, s-a ridicat și a zis la un coleg: taci-mă din gură că părinții tăi surdomoți. Ce tu vorbești? Instant m-a ridicat de la catedră și am zis: cât trăiți voi pe planeta asta, să nu cumva să mai faceți așa ceva. Știți de ce? Băiatul avea o dramă. L-am întâlnit pe hol și l-am chemat la evanghelizare, pentru că nu făcea parte familia lui dintr-o biserică evanghelică. Și mi-a zis: domn profesor, aș vrea să vin, dar dacă vin cu părinții mei, ei nu pricep nimic. Aveți sistem de interpretare prin gestică? Și-am zis: nu, dramă. A trecut pe hol pe lângă o domnișoară în clasa a 6 sau a 7, nu mai rețin, și nu știam de ce avea tendință să-și pună o mână aici pe urechi. Când și-a luat mâna din neatenție, am observat că avea un fir de culoarea pielei și apoi un aparat mic ca și un fel de cască hands-free. De fapt, avea o problemă că n-auzea cu urechea dreaptă. Dramă. A intrat în biroul meu o tânără, de vremea căsătoriei trecută de 20 de ani, și mi-a zis: pastore, oare eu o să reușesc să mă căsătoresc? Și a zis: cum să nu, că n-aveți nicio problemă. De ce mă întrebați asta? Pe dumneavoastră nu știți că mie piciorul drept sau stâng, nu mai știu care, mi-e mai scurt decât celălalt și mi-e mai scris asta prin ceva special, dramă. Am ajuns la concluzia că nu există familie fără dramă. Și pentru fiecare familie, drama lui sau drama ei, drama familiei, e cea mai adâncă în suflet. Când vezi în jur doar drame, falimente, poate în familia ta e cineva care consumă droguri, se o dramă, și diavolul zice: renunță la luptă. Du-te la englezi, du-te undeva să nu te știe nimeni, nu mai te ruga, nu mai ai niciun sens, nu mai citi Biblia, retrage-te din orice, nu mai fă nimic pentru Dumnezeu. Poate soția ta sau soțul tău are cancer și diavolul zice: oricum va muri, nu mai are sens să te rogi, doar îți faci inima rea, dramă. Duhul Sfânt îți spune în seara azi: nu renunța la luptă, indiferent numărul dramelor. Șama era dramatic de afectat. Imaginați-vă cum toți care au fugit l-au strigat și au zis: Șama, vino și tu cu noi! Tu chiar vrei să mori? Tu faci acte de situații suicidale? Tu vrei să fii carne de tun, vorba românească, distrus? Tu mori sigur. De ce rămâi în o luptă? Ascultați ce face Șama. Biblia zice: Șama s-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și a bătut pe filisteni. Eram într-o altă țară decât România, nu de mult, și a intrat la consiliere un bărbat. A văzut pe fața lui că e afectat de o dramă. Vă spun doar ce am voie să vă spun. Mi-a spus: frate, care nu știu ce să fac, dacă să divorțez sau nu, era botezat la pentecostali. Mi-a spus drama lui, cum se comportă, ce fel de atitudine a avut nevastă să. Lucruri grave, de altfel, care n-am voie să vi le spun acum. Am uitat în ochii lui și am zis: vă înțeleg că e foarte greu, nu pot pricepe prin ce treceți și nici nu vreau să pot. Dar Duhul Sfânt vă zice: întoarceți-vă la nevastă dumneavoastră. Să o primesc înapoi? Primiți-o, vă rog. Nu lăsați într-o baltă de sânge. Va merge în iad. A fost așa, a fost așa. Am înțeles. Se drama familiei dumneavoastră, dar vă rog să o primiți. Imaginea lui Șama, care stă să lupte pentru un ogor, este imaginea familiei tale și a mele, oricare dintre noi. Și în vremea asta poate familia ta e afectată de o dramă, de o problemă gravă. Fă și tu ca Șama. Biblia zice: s-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și nu sabia lui, ci Domnul a dat o mare izbăvire. Aleluia lui Dumnezeu! Vă aduc o singură imagine și închei, după care vă provoc la rugăciune, că simt să fac asta prin Duhul Sfânt. Richard Wurmbrand a stat 14 ani în închisorile comuniste, 14 ani.
L-au aruncat ca pe o cârpă umană într-o celulă de maximă siguranță, unde erau niște paturi, dar nu erau paturi. Erau niște suporți de fier cu niște arcuri întinse peste care nu erau saltele. De multe ori l-au duceau soldații și îl puneau desbrăcat pe beton și îl băteau pe spate. Fără milă. Fără milă. La fel a fost unul cu Nicolae Moldoveanu împreună. Comuniștii au zis, vreau să-i abuzăm verbal. Pe boxele din celula lui de maximă siguranță striga o voce gravă, Richard. Biserica luterană din București, unde ai fost pastor, a fost închisă și era adevărat. Nevasta ta, Sabina, din presiunea pe care a avut-o pentru că a fost trimisă obligatoriu la muncă silnică la canal între Dunăre și Marea Neagră, a renunțat la tine. Dacă te întorci înapoi din pușcărie, nu mai e biserică, nu mai e soție, Mihai a plecat cu Sabina, nu mai e nimic. Dar dacă ne scrii că tu renunți la Hristos, noi îți redăm familia, îți redeschidem biserica, ce alegi? Și striga asta în voce, zeci de ani. La un moment dat au creat o diversiune, i-au adus o coală albă pe care ar fi scris și că Sabina, nevastă sa. Și au zis, dragule, te-am iubit atâția ani, dar uite că au trecut peste 10 ani de când nu ne-am mai văzut. Și am înțeles că nu mai există nicio șansă să fii redat libertății. Așa că îmi pare rău, am plecat să-mi refac viața. Și a creat semnătura în fals, aproape identică cu semnătura Sabinei. Și a pus coală în fals, scrisoare, cică. Ce faci, Richard? După 14 ani de închisoare a fost eliberat. Avea același pardisiu vechi. Un diplomat ros la colțuri și un clop vechi. A mâncat niște coși de pâine. Slab. Aproape că îi se vedeau toate oasele. N-a mai știut să se întoarcă acasă. 14 ani în care n-am văzut soarele, nu doar Bucureștiul. Ca să ajungă acasă, s-a dus pe liniile de cale ferată și așa a ajuns. Într-un final, a aflat unde a fost relocată nevastă sa într-o mansardă dezgustătoare. A sunat la sunerie. Știți cine i-a răspuns? I-a răspuns Sabina. S-au îmbrățișat împreună și a zis, draga mea, chiar dacă n-am mâncat de multe ore, de zeci de ore chiar, dăm voie înainte să cinăm împreună, era spre seară, să luăm cina Domnului, era pastor și avea voie să facă asta. Nu renunța la luptă. Pentru șervețele se ceartă unii. A ajuns unii să divorțeze din cauza la un pix și la un creon. Cum de l-o pus? Unde-i? Ce s-a întâmplat? Satana vine în familia ta și zice renunță, renunță la familie, divorțează. Duhul Sfânt îți spune în seara asta, nu renunța la luptă. Indiferent de numărul dramelor, indiferent cât de gravă e situația, au fost femei, oameni, bune, ascultați-mă, femei care sunt eroine. Niște persoane dedicate lui Dumnezeu care 25 de ani, l-au suportat pe un nemernic de alcoolic. Și prietenele ei i-au zis, lasă-l să înghețe, că iarnă o căzut de aranșanț, n-o să ai nicio vină, nu mai trebuie să divorțezi. Au avut uneori simțământ uman de răzbunare și au zis, să-l las să înghețe, că e un nemernic. Îmi distruge familia când se întoarce el sub influența alcoolului, pruncii mi se ascund în dulapuri de frigă. Dar avea o inimă de femeie, o inimă de persoană dedicată lui Dumnezeu și nu l-a lăsat să înghețe. 25 de ani i-a distrus viața. După 25 de ani, bărbatul ăsta, în timp ce era într-un bar cu halba de bere în mână, a primit ca o săgeată în creier. Era Duhul Sfânt care i-a zis, te ridici de la locul unde ești, îi lași pe toți bagabonții prietenii tăi de 25 de ani la cataramă, prieteni. Te întorci acasă la nevastă, dacă e sâmbătă, îi cer voie să vii duminică dimineața cu ea să mergi la biserică.
De atunci a rămas în casa lui Dumnezeu, știți de ce? Pentru că o femeie a zis, eu nu renunț la luptă. Eu nu divorțez. Am argumente, domnule, e un vagabond. Dar nu voi face asta. Vă invit să vă ridicați. Ar vrea să stați cu ochii închiși pentru câteva momente. Eu simt că Duhul lui Dumnezeu e prezent în locul acesta. Știu că Duhul lui Dumnezeu vorbește direct problemei tale. Poate chiar mâine ai programat să renunți la o luptă spirituală, să-ți refaci viața, să iei decizii pe cont propriu fără Dumnezeu, să te separi tu, bărbate, să stai într-o cameră și nevasta ta în altă cameră, să fiți divorțați, dar nu în acte, ci în realitate doar. Aveți așa o supărare, o ranchiună, un resentiment, o răutate, o răbufnire de mânie de zeci de ani. Domnul îți spune în această seară, nu renunța la lupta aceasta și începe să ierți. Iartă-l. Iartă-o. Apropie-te de Dumnezeu și spune, Doamne, eu nu pot, sunt slab. Am o predispoziție să cad în lupta asta și să renunț la luptă. Mă voi ridica din nou prin credință și voi lupta în numele Domnului. Este cineva aici prezent în timp ce vreau să fiți cu toții cu ochii închiși, care vrea să-i spună Domnului, Doamne, vreau din această seară să nu mai renunț la luptă. În timp ce aveți ochii închiși, cine vrea să facă această promisiune cu valoare de legământ în fața lui Dumnezeu, cu sinceritate, să ridice o mână dreaptă înaintea Domnului. Domnul e prezent aici, să vadă inima ta, să vadă sufletul tău. Mamă care te rogi pentru fiica ta care a păcat-o pe cărări străine, în imoralitate, trăiește cu mai mulți bărbați în numele lui Iisus Hristos. Domnul vrea să facă o minune. Nu renunța la rugăciune, nu te retragi din închinare, nu zici gata, nu mai vreau să mă închin, nu mai vreau să lucrez, nu mai vreau să mă activez pentru Domnul, nu mai vreau să stau în prezența Domnului. Începe să te rogi, să citești din Biblie, să postești măcar o dată pe săptămână. Pentru cine? Pentru cel mai rău din casa ta, pentru persoana legată de care nu mai există nicio speranță. Există o mână cicatrizată din calvar, Shebet Cantomena Vias. Este mâna lui Iisus Hristos care are putere de eliberare. Simt cum Duhul Domnului trece printre bănci în această seară. Simt cum puterea Domnului este prezentă să-i libereze. O, stai înaintea Domnului și zi, Doamne, voi lupta din nou. Nu mă interesează câți dușmani sunt împotriva mea. Nu mă interesează, Doamne, nu mă interesează câți dezertori pun armele jos. Nu mă interesează cât de adâncă e drama din casa mea, din sufletul meu. Vreau să mă ridic din nou prin credință. Vreau să lupt din nou prin credință. Vreau să cred că Domnul vrea să lupte pentru casa mea. O să intrăm în această rugăciune și vă rog din toată inima să ne rugăm cu toată credința. Domnul e prezent aici să elibereze. Domnul e prezent aici să transforme vieți. Domnul e prezent aici să reconfigureze inimi. Promite-i Domnului, ține-te de cuvânt înaintea Domnului și zi Domnului, Doamne, dacă va trebui la ultima suflare și până la ultima suflare să lupt, vreau să lupt mai departe, Doamne. Vreau să mă rog mai departe, vreau să citesc Biblia mai departe. Vreau să pun numele meu peste copilul meu chiar dacă se droghează. Vreau să mă rog în continuare chiar dacă nu mai are niciun sens din perspectivă morală, aparent doar, nu mai are niciun sens din perspectivă logică. Vreau să lupt prin credință, vreau să lupt, Doamne, să mi se lipească mâna de sabie, nu contează, să risc, să mor, dar vreau să rămân lângă Tine, Doamne, vreau să rămân de partea Ta în luptă. Domnul-i prezent aici să aducă eliberare, intrăm cu toți în rugăciune. O, Doamne, suntem înaintea Ta.